Bună, dragii mei! Astăzi facem împreună cea mai ușoară și rapidă rețetă de gogoși. Nu avem nevoie nici de cântar, nici de prea mult timp. Când avem poftă de ceva dulce, numai decât le putem face. Le puteți servi ca atare sau cu zahăr pudră, nutella, miere sau dulceață. O să rup una să vă arăt și vouă înăuntru cât de pufoase au ieșit. Ia uitați! Să începem. Eu am aici o cană de iaurt. Am un iaurt grecesc. Ăsta mi se pare mai cremos, dar voi folosiți ce iaurt vă place. O să pun și două întregi. Coajă rasă de la lămâie. Eu am folosit de la o jumătate de lămâie. Puțină sare ca să accentuăm aromele, un zahăr vanilat, puțină esență de rom, dacă vă place, dacă nu puteți să o omiteți și amestecăm totul foarte bine până omogenizăm toate ingredientele. După ce am amestecat toate ingredientele, le dăm deoparte. Aici am o cană de făină, o să pun un pliculeț praf de copt de 10 grame. Amestec un minitel. Dacă nu aveți, puteți amesteca și cu o lingură sau cu o furculiță. La mine nu prea se vede făina bine în cană, pentru că este lumina foarte puternică. După ce am amestecat făina cu praful de copt, le putem pune în restul ingredientelor. Eu am adăugat făina din cană în bol în câteva tranșe ce îmi place cel mai mult la această rețetă este că odată amestecate bine toate ingredientele, pur și simplu cu telul, pot spune direct în uleiul încins, fără să fie nevoie să așteptăm să crească aluatul în șir, așa cum așteptăm în cazul rețetelor de gogoși tradiționale. Am pus o tigaie pe foc, am adăugat ulei, las la încins, și putem adăuga din compoziție direct cu lingura. În funcție de mărimea tigăi, vă pot ieși mai multe sau mai puține gogoși într-o singură tranșă. Mie, de exemplu, mi-au ieșit prima dată 9 bucăți. Pentru a vă asigura că sunt coapte în interior, cel mai bine le prăjiți la foc mediu. După cum vedeți, când au devenit ușor aurii, le-am întors pe partea cealaltă. Din această compoziție mie mi-au ieșit în total 23 de gogoși. S-au prăjit extrem de repede, le-am scos cu o paletă pe un platou cu prosoape de bucătărie pentru a absorbi excesul de ulei. Așa am procedat și cu restul aluatului, iar acesta este rezultatul final. După cum vă spuneam la început, le puteți servi pur și simplu, sau cum fac eu aici, cu zahăr pudră și cu nutella. Sunt extraordinar de gustoase. Sper că v-a plăcut sugestia mea de astăzi. Aceste gogoși pot fi făcute cu ușurință de oricine, cu sau fără experiență în bucătărie. Mulțumesc de vizionare! Dacă vă plac rețetele mele, nu uitați să dați un like, să apăsați clopoțelul. Și să vă abonați în bucătăria lui Madi. Pe curând, papa! Pa!